ediția de anul ăsta cu First Romanian Aquascaping Contest, am scos 50 de afișe la calitate maximă, ca să zic așa. O să vi le arăt acum și o să le dau la, mă rog, cei care câștigă, cei care participă, vreau să le distribui în magazine. Deci eu zic că este o nouă surpriză pe care o facem pentru concursul nostru. Da, am spus și nu știu de ce nu s-a înțeles cum a trebuit. Eu zic că este prima ediție făcută la modul profi. Stai liniștit, nu să se înțeleagă. Trebuie să se înțeleagă. Oamenii normali au înțeles. Pentru că, după cum vedeți, suntem în relații cu niște oameni. Noi nu ne milogim de nimeni ca să intre în grupul nostru de arbitri. A fost o chestie pe care am făcut-o cât se poate de ușor și în relațiile de prietenie pe care le avem noi cu cei de... Special ca să se joace toată lumea cu el, să-l vadă. Deci, granulație diferită, da? Rămâne un praf, dar praful ăsta e, nu iese înapoi, e suficient de greu cât să miroase, nu... este praf de la de nutrient, de înțelegi? Nutrient, practic. Da. Înțelegi? Și are granulație diferită. Da. Îți face ceea ce te ajută ca să nu stai să pui și la revedere. Exact. Mai mult îți scade pH-ul undeva în zona lui 6,5. Da. Eu zic că pentru cei care sunt pasionați de aquascape, în primul rând, pentru acvarii, exact, pentru acvarii de dimensiuni mici, în mod special, eu cred că asta este varianta. Acum, având această, cum să spun, posibilitate, eu aș lucra pentru acvariile mari cu versiunea clasică de substrat fertilizat, deponit, acum varianta pe care o avem, 9+1, așa. Și pentru acvarii de aquascape, pentru aquascaper's tank, pentru cube tank, aș recomanda clar varianta asta. De altfel, pentru aquascaping tank, noi avem o gamă specială de fertilizanți în clipa de față. Pentru că aquascaping-ul ce este? Este o chestie pe care noi o facem pentru o poză, da? Pentru o perioadă după care l-ai stricat și faci după care poate l-ai stricat, după care poate îl întreții mai departe. Dar ideea este că trebuie să te miști repede. Ai văzut cum se întâmplă concursul. Nu ai timp să stai să se miște. Corect. Și atunci, cu varianta asta și cu fertilizanții ăștia, ai un ajun, o explozie ca să se dezvolte plantele rapid. Eu aș merge pe varianta asta combinată cu plantele alea. Înțelegi? Plantele astea in vitro, pe care le-am scos acum pe piață, au marele avantaj că pot fi ținute pentru mai bine de o lună de zile, după cum am discutat. Ele sunt ținute într-un agar, un gel nutritiv, uite-le cum se văd pe spate. Atâta doar, se recomandă să fie ținute la o temperatură ceva mai scăzută decât temperatura dintr-un magazin de la noi, da? Și în afară de treaba asta, nici măcar nu e nevoie de foarte multă lumină, dar totuși trebuie să fie un pic luminat. Și pentru cât timp pot fi ținute la raft, în magazin? O lună de zile garantăm. O lună de zile garantăm. Se poate și mai mult, dar o lună de zile. Și cam ce variante sunt disponibile? Câte sunt 22 de specii noi de plante. Dacă se cumpără cutia cu totul, cum eu aș recomanda, ai tot felul de variante de combinare. Poți să combini 3 specii diferite, poți să combini, să ai 22 plus 2 care se repetă. Deci ele sunt în, practic ele sunt, după cum se vede aici în pack, sunt în cutie de 12, da? Zic bine? Da. 4 ori 3, da. Ok. 4 ori 3. E bine. Mergem mai departe. Să arătăm noutățile în materie de...
plante care o să fie de vânzare începând cu următoarele 6 luni de zile. Asta, după părerea mea, este planta care o să devină covorul unui acvariu plantat pentru începători chiar. Este foarte ușor de dezvoltat un covor cu această varietate de micrantemum. Este o specie care provine din Argentina. Asta este, se poate observa la nervuri, este o alternatera, dar o varietate diferită. Cumva asta este mândria, aș putea spune chiar mândria mea personală, pentru că este o plantă care cumva a intrat în circuitul nostru și prin ajutorul câtorva pasionați din, de la noi. Poți să ne dai un nume? Ultimul căruia am dat-o să o țină înainte să plec din țară a fost porcul. Porcul de pe acvariu.ro. Porcul de pe acvariu.ro, evident. Eu nu știu alt porc. Mai există? Mai sunt și alți porci? Probabil. Bun. Alte noutăți. Hai pe partea asta la altă. Un mare hit al momentului, peste tot în aquascaping, Bucephalandra. Cu această Bucephalandra mai mică, asta este varianta mare. Cred că o să fie un succes și asta. Iar pentru împătimiții de Eriocaulon, avem aici un Eriocaulon nou. Ok? O altă noutate, nu? O altă noutate și care, zic eu, o să fie iarăși hit, pentru că este vorba de o plantă ușor de crescut, ceva clasic, o criptocorină, dar boom-ul este că e o plantă care nu crește la mai mult de 2-3 degete, după cum se poate vedea așa. Este denumită Hobbit, exact. Nu întâmplător. Nu întâmplător, exact. Cumva la cum a fost făcut acvariu, în spate, pe fundal, sunt imagini din serele Dennerle. Și acum propun să mergem la Scaper's Tank, unul dintre acvariile care o să fie câștigat, care a fost deja câștigat de un coleg de-al nostru de pe forum, Ionuț, ca să vadă și el ce o să primească. O să fie la dimensiunea asta. Asta este o lampă nouă prezentată pentru târg. De fapt, el o să primească cu versiunea clasică de lampă. Un acvariu cu dimensiuni speciale pentru aquascaping. Când spun treaba asta, mă refer la lățime. Lățimea îți dă posibilitatea să ai o altă profunzime a aquascaping-ului. De asemenea, are colțurile roturijite. Și unul dintre lucrurile interesante, aici este cum a fost făcut el în spate pentru că, după cum se observă, este o foarte de paludare. Asta este filtrul care poate să fie ținut și ca hangar. Da? După cum vezi, și independent. O altă piesă. Asta vreau să vă arăt. Este noul dozator de la firma noastră. Un sistem care, după părerea mea, ajută foarte mult, mai ales că
lumea mai și pleacă în concediu, nu trebuie să ratezi fertilizarea și cu acest sistem, bazat cumva pe ideea de peristaltic, avem doi fertilizanți, V30 și S7, care se pot administra cu ajutorul acestui dozator. În funcție de dimensiunea acvariului, de regulă recomandăm pentru acvarii între 50 și 300 de litri. Acum îl utilizăm în varianta mare de la Scaper's Tank. Asta este practic noua variantă de la deponit mix, professional, 9 plus 1. Da, funktioniert nur mit unserem Dünger, der ist auch schon im Set mit drin. O variantă îmbunătățită a deponitului pe care deja lumea o cunoaște și la noi. Practic, în clipa de față, firma Delen îți oferă două variante. Vrei să ai un substrat fertil sau vrei să ai un soil, cum ar veni? Și ai varianta aia de sol sau ai varianta clasică de substrat fertil. Eu aș merge cu soil-ul pentru acvarii de tip aquascaping, pentru acvarii mici, Scaper's Tank și Nano Cube, iar când vrei să faci un acvariu de dimensiuni mari, aș lucra cu așa ceva. Într-o împachetare mai mare. Da, asta este mai cu mai mare. Iar aici, foarte de aproape, dacă vrei, ca să zic așa, un detaliu, se poate vedea dozatorul. Mă rog, asta este o ediție specială făcută pentru Winterzone. Deci asta ca o formă de împachetare. Ai luat-o și te-ai dus, ai făcut cadou, ai